Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti ardei pane umpluți cu brânză. Pentru aceasta am spălat bine 10 ardei și îi pun în tava tapetată cu hârtie. Coacem ardei în cuptorul preîncălzit la temperatura de 180 de grade Celsius pentru 20-25 de minute. Ardeii sunt gata, așa că îi punem într-un bol și îi acoperim. Îi lăsăm deocamdată la o parte până vom pregăti umplutura. Pentru umplutură avem nevoie de 600 de grame de brânză de vaci, puțin mărar mărunțit, o linguriță de sare, 2 ouă, 2-3 căței de usturoi mărunțiți, și puțin piper negru. Amestecăm cu lingura și umplutura este gata. Curățim ardeii de coajă, le scoatem coada și semințele. După ce i-am curățit, îi umplem cu brânză. După ce am pus umplutura, îi aplatezăm cu mâna. Încingem uleiul în tigaie și tăvălim fiecare ardei mai întâi prin făină, apoi prin ou și la final prin pesmeți. Punem ardeii în tigaie și îi rumenim pe ambele părți. Scoatem ardeii pe un prosop de hârtie pentru a absorbe excesul de ulei. Ardeii sunt gata. Noi i-am servit cu smântână.